Dan Capat o să-l pună la zid pe Ionită de la Clejani pentru că nu a spus adevărul despre Fulghi. Ne minți ca pe proști. Dan Capatos, prezentatorul de la Extra Night Show, s-a supărat foarte tare pe Ionită de la Clejani pentru că artistul a mințit că nu l-a reclamat pe fiul său la poliție. După ce Fulghi l-a amenințat cu moartea. În cadrul ultimei ediții a emisiunii, Dan Capatos a citit comunicatul oferit de poliție, care dovedește faptul că a ascuns adevărul și i-a transmis un mesaj dur. Ne minți ca pe proști și orice relație am avea când ne minte cineva în față nu pot să trec peste asta. Asumați-mă faptele, că da mă era fiul meu de necontrolat și m-am dus la poliție să reclam. Nu încerca că faci tam-tam, că nu vrei să intri în emisiune, că a zis Capatos că eu am chemat poliția și să zică că n-am chemat eu poliția. Dacă la vârsta ta încă umbli cu minciuni ca la clasa a treia, bă, mi pare rău, asta nu pot să tolerez, i-a transmis Dan Capatos lui Ionită de la Clejani. Fulghi, arestat pentru 29 de zile. După ce a fost prins drogat la volan, apoi a început să amenințe mai mult vedete, printre care Antonio și Alex Velea, Fulghi a fost arestat pentru 29 de zile. Mai întâi a fost condus la Spitalul Obregia, pentru îngrijiri. Anunțul a fost făcut chiar de Ionită. E băiatul meu, a greșit, dar este victima unor nenorociți. Ce, Alex Velea e sfânt? Nici la Cucu studioul nu e sfânt. Fulghi e 29 de zile la arest. Când va ieși va avea niște restricții de la mine foarte mari, a declarat Ionită de la Clejani, la emisiunea exclusiv VIP de la Antena Stars. Totodată, Ionită și Viorica și-au cerut scuze public pentru comportamentul fiului lor. Ionită a fost cel care și-a cerut iertare față de Antonio și de Alex Velea, pentru scandalul care s-a pornit din seara în care Fulghi a mers la studioul artistului. Eu îmi cer scuze față de toți acești oameni despre care Fulghi a vorbit în live-urile lui. Îmi cer scuze față de Antonio și față de Alex Velea. A fost o discuție legată de producție și de studio. El a venit de la studio și vorbea de Alex foarte frumos și la 24 de ore și a schimbat răspunsul total. Sunt sigură că Alex Velea și soția lui înțeleg situația prin care trec. Sunt doar niște vorbe spuse în vânt, a spus Ionită de la Clejani. Și Viorica de la Clejani a făcut dezvăluiri despre faptul că fiul ei consuma droguri. I-a declarat că a ajunsese să le controleze pe toate prietenele lui Fulghi de substanțe.
Toate prietenele lui Fulghi consumau droguri. Ajunsesem să le caut în geantă, a spus artista.